Caravana Alianței Dreptei Unite, formată din USR, PMP și Forța Dreptei, a poposit astăzi la Deva, unde a avut loc o scurtă conferință de presă. Alături de reprezentanții din conducerea centrală, la Deva au venit și o parte dintre candidații Alianței la europarlamentare, pentru a susține candidatura lui Robert Eugen Mujic pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara din partea Alianței Dreapta Unită. Astăzi, întreaga delegație va efectua un marș de susținere al lui Robert Mujic în mai multe zone din județ. Astăzi avem onoarea să avem caravana Dreapta Unită în Deva și în mai multe localități din județul Hunedoara. Într-adevăr, suntem singura alternativă la această guvernare toxică PNL-PSD, iar eu sunt convins că așa cum Alianța Dreptate și Adevăr la vremea respectivă în 2003-2004 a reușit să trântească un colos cum era PSD-ul la vremea respectivă, tot așa și Alianța Dreapta Unită va reuși să dea de pământ cu acești politicieni veroși cum sunt PNL și PSD, oameni care nu au ca obiectiv decât să subjuge bugetar România și să-și numească rudele și toți membrii de partid în funcțiile cheie. Nu s-a mai întâmplat și n-am mai auzit niciodată în lunga mea activitate politică, ca cineva să amaneteze viitorul unei țări pe 10 ani de zile, să pună președintele, să pună premierul și să facă rocadă atunci când doresc și atunci când convin. Sunt convins că vom învinge și că din 9 iunie vom avea cu adevărat democrație în România. Viziunea noastră este să dăm mai multă putere omului să-și poată realiza aici visurile, obiectivele și să nu trebuiască să mai meargă peste hotare. Candidatul la funcția de președinte a Consiliului Județean din partea Alianței, credeți că poate face asta? L-am cunoscut recent pe domnul Mujic, am citit programul de candidatură și am văzut că are o viziune tocmai pentru a crea un mediu prietenos cu investitorii aici în județ și sper să ajungă acolo și să poată să ia acele decizii. Este și viziunea noastră a celor din USR și cu siguranță vom sprijini în momentul în care vom ajunge acolo. Sunt foarte încrezător, mai ales după ziua de astăzi, când am văzut susținerea totală a colegilor din Alianță, am văzut că împreună vom putea schimba în bine județul Hunedoara. Astăzi caravana va continua în municipiul Deva, vom merge în Simeria, în Oreștie și vom termina la ora 17 în municipiul Hunedoara, unde suntem așteptați de un număr foarte mare de oameni și vom prezenta și acolo și în timpul caravanei proiectele noastre, viziunea noastră despre județul Hunedoara, proiectele noastre foarte bune care le avem în planul nostru pentru următorii 10 ani, exact cum spuneam și în conferința de presă pentru județul Hunedoara. Și sunt convins că în data de 9 iunie vom schimba în bine ceea ce înseamnă dezvoltarea județului Hunedoara. După conferința de presă susținută la sediul Camerei de Comerț și Industrie a județului Hunedoara, membrii caravanei au pornit în marș pe străzile Devei, împărțind pliante de promovare și susținerea candidaților Alianței Dreapta Unită la alegerile locale și europarlamentare.